Gata încep? Hop, cic, țoc, dubla 2, cic, tăiem. Secvența 32, varianta D, tras 1. Acțiune! Da, domnule Schwabe. Madame Casiope, dacă nu te deranjează, te rog să-mi chemi ordonanța. Domnule Herman! Gata, l-am chemat, a zis că vine. Noapte bună! Te rog să mai rămâi până vine ordonanța. Te pomenești că ți-o fi urât să dormi singur. Așa mi se pare și mie. Dar de ce nu mi-ai spus că ți-aprindeam o candelă? Deci, așadar și prin urmare. Gottfried Schwalbe. Hai să reușesc să-mi zic și eu numele, nu? Gottfried Schwalbe. Gottfried Schwalbe. Soldat ofițer al armatei imperiale germane. În Mihail Sorbu, dezertorul. 2018. A doua colaborare cu casa de producție a televiziunii române. Am dat proba, am luat-o. Spre rușinea mea am citit scenariul abia după ce am luat proba. Dar asta e frumos, că mie îmi plăcea personajul chiar din alea câteva vorbe pe care le-am spus atunci la probă. Cu domnul Jikman am colaborat și acum 2 ani, când am lucrat la Vandalul, piesă care a fost o coproducție cu Teatrul în Teatru. Dacă într-o parte e filmul și într-o parte e teatru, cred că Teatrul TV e undeva pe graniță și ca mijloace pe care le folosim noi actorii, dar cred că și ca tot ce se întâmplă pe platou de filmare, care nu e nici scenă, nu e nici un platou autentic de film, de lungmetraj sau scurtmetraj sau ce-o fi, și trebuie să te poziționezi și e foarte pe muchi, așa, nici să fii teatral, nici să fii foarte filmic și firesc, dar să păstrezi nota aia de teatru pe peliculă. Amantul nenorocit ce nu înceta să te iubească cu adorațiune, în timp ce bărbatul dumitale te brutaliza ca pe o servitoare. Nu am vrut să spun asta. Am redevenit femeie, gata să te îmblânzesc și să te aduc pe calea cavalerismului. Ce poate fi mai măgulitor pentru o femeie simplă ca mine? Femeia unui bărbat simplu. Femeia visată de oameni superiori, dar care a ajuns prin batjocura soartei în brațele unui om de nimic. Herman, strânge masa. Să trăiți! Domnule locoteren major!